Să știi că aceleași prejudecăți le-am avut și eu un pic înainte de a face pasul ăsta. Dar se întâmplă ceva cu tine. Eu cred că preoția este o chestie în care te cheamă cineva. Nu ești pur și simplu, mă hotărăsc eu să mă fac popă și fac o școală și mă duc acolo. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, practic, noi facem școala, dar momentul ăla care, în care se întâmplă ceva cu inima ta și care te face să ajungi acolo, este foarte special și e ca o voce interioară care îți spune e timpul. Iar la mine, eu am plecat din teologie, de tânăr am intrat la teatru, aveam 23 de ani când am dat o dată și am intrat și practic mi-a schimbat viața. Adică am ajuns să m-a dus șansa să rămân în București, să fiu angajat în timpul facultății în anul 3, după care am ajuns la Teatrul Național și am rămas în București și am făcut lucrul ăsta. Și aceeași frică de care vorbești, aceeași căutare, am avut-o și eu. Am zis cum să, deși plângeam la fiecare liturghie la care mergeam, pentru că mergeam credincios fiind, și plângeam și de fiecare dată când închideam ochii rugându-mă pentru lucruri banale, să zicem, sau lucruri ale vieții, mă vedeam dincolo de altar, mă vedeam lângă preoți, lângă slujind eu. Și tot plângeam, și tot plângeam, adică de multe ori mă și ascundeam ca să nu mi se vadă lacrimile, pentru că mi se părea că îi deranjez pe oameni sau că îi fac să se uite la mine, că uită-l pe ăla de la televizor care plânge exact în timpul liturghiei și în loc să se gândească la ce e esențial acolo, se gândeau la mine. Da. Și da, de ce plângeai? Plângeai că te simțeai plin de bucurie, de da, conexiunea asta cu acel ceva aparte care zici tu că te-a chemat, sau plângeai pur și simplu că te simțeai un om copleșit de griji, de probleme, sau știi că ai anumite vicii și nu puteai să le depășești? De ce plângeai? Că plânsul pare o slăbiciune, adică e luat ca o slăbiciune, de fapt. Nu aveam probleme, adică nu aveam probleme în perioada aia. Sigur că vicii cu toții avem, păcate cu toți, nu există un fără păcat. Plângeam, erau lacrimi de te cuprinde harul, te cuprinde Duhul Sfânt, te cuprinde starea extraordinară de bucurie sufletească care e dincolo de minte, dincolo, adică nu e o bucurie, domnule, am primit un telefon, smart telefon cel mai nou, sau da, am primit, nu știu, un cadou pe care mi l-am dorit foarte tare și o bucurie de moment. Nu, este cu totul și cu totul altă bucurie. Este o bucurie în care îți cuprinde sufletul, inima, cele mai ascunse sentimente ale tale care se declanșează prin viață, prin aripi și care îți provoacă lacrima, îți provoacă o lacrimă pe care nici tu nu o înțelegi. Nici eu nu o înțelegeam, să știi. Adică ziceam de ce, de ce. Da. Și atunci am pus la rugăciune lucrul ăsta.